Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit mai mult la un nou video cu Man Eater. Ultima oară când ne-am întâlnit, ei bine, am reușit să devenim Megalodon, Mega Rechini, Mega Nebuni. Și acum suntem gata să ne ocupăm doar de misiunile principale, pentru că doar de asta cam ar trebui să ne mai ocupăm de acum, pentru că nu avem de ce altceva. Și văd că acel Hammerhead a dus prea acolo să... Vrea să se prezinte puțin, boys, e ok. Oh, încă unul. Dacă voi vreți, adică nu am nimica cu voi. Bă, da, toți vin aici, mă jur. Să înțeleg că în golf sunt doar inamici. Că cel puțin mie așa îmi dă senzația asta, ok, știi ce? Hai să uităm exact ce misiune avem de făcut, că dacă e așa să ne agităm atâta de iurea. Ce asta? The Golf. Kill 10 Hammerheads. Unde mergem? Super. Prefer să joc cu rechinul ăsta, cu variația asta de rechin, cu Shadow, pentru care are și damage mare și e destul de balansat, sincer. Dar mai spun că are viteză foarte mare. Aia e chestia care îmi place mie cel mai mult la el. E super, super, super rapid. Yes, that's me, el rechino. Deci merge mai rapid, cred că merge la fel de rapid și pe sub apă și prin... și pe deasupra puțin, deci e perfect. Mamă, dar chiar că a mers super, super repede. Să vedem, mă. Unde te afli tu? Mai bun, după cum bine știți, cred că mai avem puțin din joc, așa că... trebuie să vedem ce facem, dacă facem tot din el sau nu. Cred că o să încerc să fac cât mai mult posibil din el, probabil o să încerc să-l fac 100%. Să-l am acolo așa. Să vedem ce alte jocuri mai găsim, nu știu dacă mai găsim alte jocuri cu... M-ați nebunit cu jocuri de-astea cu animale, adică am văzut că v-a plăcut Ancestors când am fost ăla cu maimuțele atunci. Acum vă place și ăsta, acum nu știu dacă mai sunt alte jocuri care să vă atragă în stilul ăsta sau ceva. Ușurel, 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 ușurel. Vino face. Mama, dar ce-i nenorocit pe săracii rechini, bă, vere, bă. Îi nenorocim de-a binele. Unde sunteți, mă? Finis, mă, încoace, mă. Ce de-mi durează alea că se omori? Hai. Zai, avem încă 5. A, e o balenă de-aia spermezeu. Așa că nu poți să-i molfă-i, trebuie neapărat să-i faci trash-ul ăsta așa, sau? A, poți și așa, nevroia, e mai simplu așa. Spamez click-ul e mult mai simplu decât să tot dau din mouse ca turbatul. Știi, și mai rapid alea când te văd. Da, e o leacă mai rapid ăsta. Perfect! Kill the Apex. Unde e? Why die? Ia vină mă încoace, domnule Apex Predator. Și ar trebui să-mi dea, cred că ceva... mai e o chestie rămasă, nu? Bă, nu, avem toate seturile complete. Nu cred că mai are ce să-mi dea. Cred că ceva abilitate, probabil, dacă e să mai îmi dea. Dar nu știu dacă mai era vreo una liberă. Ori reward-uri de acum. Acum poate să-mi dea doar materiale de upgrade, dacă e. Mamă mie, ăsta e, mă, ăsta nu e aproape de casă? Lol, ăsta e aproape de chestia noastră, mă, mai ușor e așa decât să tot înotăm de până acolo. Era mult mai simplu așa. Stai. Oh, e o balenă. Ok, e o balenă. Avem ceva de upgradat asta, nu? Tail whip-ul. Asta vreau să upgradez. Upgrade! Bam! Mai mult damage. Da, da, ziceați voi care e Rinnegan ăsta meu, da, văd acum. Da, sau nu mai știu care cap de rechin avea. No? Na, ăsta zici că are așa un fel de Rinnegan, aveți grijă. Totul e calm și chill până când rechinul are Rinnegan, boys. Apoi, v-ați dus naibii dacă are. Turbo! Îmi place cum dă așa din codiță. Păzea că vin. Păzea că vin. Oh, wow! The Cetacean Assassin, the Sperm Whale. E Moby Dick! Mamă, l-am otrăvit sau de ce e negru? Oh, ce tare e atacul de pe coadă! Oh, pot să dau cu de-asta așa. O, oh, dă-te mă de aici!
coace. Subliminal evasion. Huh? Now we can only watch them from afar, dreaming of tapping their skulls for all that sweet spermaceti. What the fuck, ce? Ok, dude, mă prefac că n-am auzit ce Dumnezeu a zis tu acolo, să zicem. Ok, hai să ducem înapoi în bază, să vedem ce ne ceream. Primul, ce o chapter nouă, era shield ăla? Oh, am spus ceva. Hostile fish. Hostile fish smaller than 50% of your size are neutral to you. Wow. Aia mă interesa pe mine acum, ca să fie restul de peștișori pușiți pe lângă mine, dar cum să nu? Băi, a antrenat? The golf progress. Oh, ok, mai trebuie ceva. Complete boss 1. Check on scaly pit, golf progress. Ah, trebuie să facem progres în golf. Ok, atunci. E o cutie aici și multe chestii în partea asta. Deci vreau să facem progres puțin prin golf, boys. Ok. N-a zis nimeni că nu implicăm și puțin grind. Ah, asta să fie cumva ultima parte din Man-Eater? Deja? Bine, deja, că ne-am jucat ce de destul de mult, avem 6-7 ore băgate în el. Că nu pot zic că e chiar deja. Da, trebuie să progresăm prin zonă. The bull shark is able to attain larger maximal sizes through selective feeding. Da, taci acolo. E unde e? 5 humans, am partea altă. Da, trebuie să facem quest-urile astea așa, cred că. Secundarele astea ca să ne putem ocupa de principală. Mama, te-a făcut orca aia, parcă zici că, vai doamne. A, asta ar fi înseamnă, cred că Rechini m-ar fi lăsat în spate, în pace dacă era, dacă luam chestia, dar nu știu cum îmi conserve. Ia mă, că trebuie să-i consum. Port Clovis's most disreputable citizens have converged on the area. The university sends their students out here every summer to study the reefs. Shit. Guess we all got different ideas about summer fun, yeah? Okay, this fac 50% din zona asta. Nu e pare a fi așa complicat. Încă 5 oameni, ok. Plus o țintă, de câte văd. A, încă un sperm whale ăsta. Vino mă încoace. Au! Mamă, dar i-am dat nasol așa cum am transformat, adică am dat abilitatea. Another shark? Draws to it. Aleu! Easy! 38%. Cred că va trebui să fac mai mult de atâta. Having gone too far with her pranks and hijinks, is now the subject of a county-wide shark hunt. Oh, my own. Shark bounty. You better believe those four lines need work. Mama, the best the 2%. Bacteriosis, cryptosporidiosis, leptospirosis. She's a poor bitch. Let me tell you, partner, that ain't no joke. S-a stricat asta, Scaly Pit, vere, mă jur. Bine, mai avem totuși de făcut multe chestii atunci, dacă trebuie să evoluăm așa greu. Ne dau puțin așa să scanăm prin jur dacă e ceva ce îmi scapă. E bine? O, asta e că se încarcă radarul ăsta. Viteza melcului. Băi, what the fuck? Oh, asta. Easy. 42%, încă... Încă puțin. Dar ce mai putem noi face ca să fim în golf? Uite, aici avem ceva.
Noroc că avem viteză destul de mare și ne interesează. Yeah, bă. Port Clovis has grown bored of the hunt, leaving our shark to fight another day. Bă, loc. Nu vezi că mă grăbesc? Săracii. Stai, ăla chiar mă arătă pe eu să mă urmărească așa? Chiar arătă pe eu, ia uzi. Nu e ceva aici? Adică e o barcă, adică mă gândesc că poate dea ceva de aia cu, cu locație. Hai, e în ăsta. Ok, asta-ți dă câte 1%. O, mai e ceva aici, stai așa. Trecut pe lângă ceva înseamnă. Ia valea, bă. O, intrare secretă. Bă, și asta ar putea să ajute, o intrare de-asta secretă, așa. Că-s diverse cutii aici care și astea dau câte una, câte alta. Sometimes even sharks just need to dirty bulk. Ok, altceva nimica pe aici. Nu, am dreptate. Cu alt timpul să ieșim de aici. Și să mă îndrept către... Ce n-am luat de aici? De aici am cam luat tot. Uite, aia pare fi o chestie pe care n-am atins-o. Unde e la 1000 de metri. Pare a fi așa mare bătaie de, de drum de făcut. Nu e mare bătaie de cap să ajungi până acolo oricum. Eu mai spamez scan-urile în caz de orice. În caz de vreo... vreo nebunie pe aici pe colea. Prin nebunie mă refer exact la vreun lucru de descoperit sau ceva. Ca să terminăm mai repede chestia asta, să putem să progresăm cu povestea. Cred că urmează finalul, 100%, eu zic că e finalul de acum. Am văzut statuia asta. Mamă, eram fix pe lângă asta, adică veneam direct aici și ieșeam acolo. Dar să sperăm că încă e considerat în gol, să nu mă trezesc că fac o misiune care de fapt e altceva, știi? Asta e. And jump. 47%. An insatiable fish. The bull shark is 9/10 appetite. Uite aici. Și aici cred că să fie mai multe. Bobili gold. Deci asta e din Subnautica, deci mi-a zis voi că... mi-a scris cred că o grămadă. Bă, e din Subnautica, e din Subnautica. Ok. Voi știți, eu n-am jucat Subnautica. Poate o să încercăm câva și pe ăla, e. Stai așa. Port Clovis has long been a popular dumping ground for the military, thanks to its lenient regulations and low tipping fees. Just să înțeleg dacă e de undeva nume sau ceva. N-are referință Jojo, nu mă interesează. Îmi dau doi bani pe așa ceva. Că e cine targetul meu? Ai o barcă! Mamă, dar stai cu coada în chestia să dai o tonă de damage. A shark attack is always shockingly gruesome, in spite of it being a natural everyday function of our ocean's ecosystem. Mamă, am zis tu la că de-aia e gata. Shark! Ești de parcă ne-ai mai fost amenințat decât un rechin până acum. Hai să-mi face Scaly Pete cu noua lui bărcuță. Ce că și-a tras barcă, ia să vedem. Mă, ce turbo băgăm și așa. Bum. Au bounty, am bounty, stai așa. Avem bounty? Yo, bounty! Am trezit-o.
mă atașe. Having evaded justice for her heinous crimes, the shark is now the subject of a bounty. Hmm. Oh, ce colț de vampiroi are. We got a shark bounty, fellas. Five foul for whoever bags a naughty fish. Let's hit it. Alo, chiar sunt deasupra ăștia. Oh, și-au adus bărci de alea periculoase acum, fii atent. Acum am observat. Cred că așa o să fie și Scaly Pito cu d-astea. Mă îndoiesc că o să fie altă treabă pe aici. Uite că sunt podmolezi de bat între ei. Activează Rinneganul Rekin. Lasă-l cam greu băieți ăștia, sincer. M-am dus mai jos, le fie și mai greu să mă vadă. Pana mea. A da? Taci-mă acolo. Avem treabă. Ia. Bă, ar trebui un joc de genul ăsta dacă pe Young and Doe. Pete has a new boat, and from the looks of it, there are several features probably not legal for civilian use. Alas, bombe? Storpile? So you found me. So what? So what? Pete, I don't know what all this is, but you're scaring us. What you gotta be scared about? You a shark? Pete, I don't want to, but I think we need to get the police, maybe the Coast Guard involved? You think I'm crazy? Da? No, I'm the most sane man you ever seen. Look, I didn't get it easy. But when some shark take everything I got, I give her the same chance she gave my boy. None! Păi, dar și tu ce șansă i-ai dat de măsa? Now get the f*** off my boat before I kill you too. Cred că ajungea camera. Hope you got a hunger on. We serving shark ain't too fair tonight. Okay. Pete has built an impressive battleship, but will it be enough to endure the prehistoric might of a mega shark? Nu cred. Nu cred că o să fie îndeajuns de puternic. Avem noi destule puncte. Ah, avem o leacă de puncte să apredăm astăzi, zic eu. Hai până la barcă. Avem treabă. Trebuie să ne apredăm până la barcă, până la asta. Așa puțin, măcar albastru să fie. Aia zic. Măcar albastru, cred că mai... Nu, cred că putem face mai ușor niște materiale acum rapid. As, am upgradat ce trebuie. A quiet space is the ideal stage for the shark to meditate and harness her pure potentialities. Este momentul, Scaly Pete. Timpul să-ți arăt eu din ce sunt făcut. Turbo Rekin. Take on Pete and his refurbished World War II era attack vessel. Stai, are o vese, are o barcă din al doilea război mondial. Ok. Hai, Pete. Fără îndurare, boss. Eu sau tu? Hello there, girlie. As you can see, I came prepared today. Okay. Now what? Okay. I'ma fix you up real pretty. That's our shark! Get y'all out, swim a torpedo! The force of a shark's tail can rupture swim bladders and break spines. This boat will come with everything. Ah, pot folosi, da. Țestoase. Ah, nu pot să le... Hai mă, divere, vin odată. Ah,
divers. Fac torpile să vină înapoi în el. Să mănânc aia, asta mă disperă leacă. Nu e bine. Deci trebuie să o fentez la final. Sau să folosesc pe cineva să arunc în ea, cred. Și asta e opțiunea. Ah, pot să dau și așa. Aveam nevoie de ceva consistent. Să dau cu ceva în ea care să nu fie puterea mea, că dacă dau cu puterea aia, rezolv tot. Hai, azi! Ha? Cine să ia? Reinforcement, lasă-mă, frate! Îmi trebuie pit acolo! Unde mă aflu? Oh, shit! Mamă, stai că și-au tras ajutorul! Ok. Defeat the boats. Hai că așa-ți dă-i amici. A venit să mă întoarce. Las cu poison, bă, băiatule. Și mă, gata, te-am spart pe toți. Healing time. Pe mine. Hai, mă!
shun y'all up. Eu mai degrabă o dau spre barcă, drept. Ok, dude. Easy. Gata, bobiță, îmi pare rău pentru tine, dar asta a fost. Asta ai fost. Mai e și sânge din pit, așa. Ma! Laissez le bon temps rouler. Oh non. Oh fuck. A zis ceva în franceză. I suppose there's a lesson to be gleaned here. Something about how the increasing commodification of the natural world has placed humans on a collision course with an environmental apocalypse. Okay. But this is a basic cable show where people tune in to watch sharks kill people and people kill sharks. So until next fishing season, this is Maneater. Oh, deci există posibilitate de continuare. Okay. Deci până următorul sezon. Damn! Not bad! Not bad, boys! Congratulations, finish the main story. Can now eat, grow, evolve. To eat, grow, evolve. Yes. Player progress. Ok. Level maxim. Evolutions found. 25 și 26. Deci lipsește o evoluție. Infamy rank maxim. Am jucat aproape 8 ore. Deci pentru joc de 30 de euro. Da, asta dacă mai ai cuponul la pe Epic. Îl luați cu 20. Eu zic că... zic că e destul de easy să-l faceți și să vă jucați cu el. Uite, mamă, cât în bay-ul ăsta nici nu m-am jucat 10% la 9%. Yikes, man. After party. Wait, what? The grotto enables the shark to approach the world with greater confidence and effectiveness. After party? The fuck? Am răspuns să termin tot. After party e gen după ce ai terminat story și toată. Bă, sincer să fiu, jocul ăsta a fost fun. Chiar foarte, foarte distractiv. Mi-a plăcut ideea din spate, mi-a plăcut felul cum evoluai, cum îți schimbai chestiile pe tine și toate alea. Îmi plăcea enorm de mult designul jocului și ceea ce îți oferea. Chiar mi s-a părut un joc destul de reușit și destul de blană. Acum, na, fiecare cu ideile lui. Am văzut că și vouă v-a plăcut și asta m-a uimit și mai tare. Dar eu pot zic că m-am distrat de minun în el și eu zic că își merită banii pe deplin. Vreau să ne upgradăm pe aici pe acolo, să vedem cum arată lucrurile upgradate la maxim, zic eu. Să le facem să fie frumi. Asta dacă ne mai ajută și punctele. Ah, nu avem puncte de ultima chestie. Bă, arătăm oricum destul de blanau și așa. Asta cred că arată cel mai mișto de toate. Mie ăsta îmi place destul de mult și ăla pe care l-am fost în Shadow. Electric arată stupid. Anyways, revenind. O să văd dacă mai găsesc ceva jocuri de astea așa mai interesante cu animale, deși mă îndoiesc că mai sunt. Era parcă... erau niște chestii, dar nu mai știu exact ce. Cred că The Isle cu dinozauri mai era o treabă, dar o să mă interesez eu exact. Dar din nou, poate dacă aveți voi sugestii, puteți să lăsați în comentarii, nu mă deranjează. Puteți să lăsați acolo să vedem ce și cum și care. Și până data viitoare, mai bun. Cam asta ar fi tot. Mă bucur că v-a plăcut seria asta. Sper să vă mai uitați și la alte serii pe canal, pentru că mai urmează și alte serii ce drept pe canal. Urmează să mai facem niște videouri cu niște joculețe noi destul de curând posibil. Și mai bun ca asta ar fi tot. Nu uitați să dați like, subscribe și comment. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!